Bună seara, sunt Gheorghe Velicu și am plăcerea de a vă prezenta ca în fiecare vineri, începând cu ore 19:30, pe TV Giurgiu, emisiunea Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Începând cu această seară, ne-am propus să răspundem pe parcursul mai multor ediții la întrebarea cine este România. Să răspundem în primul rând, când zic acest lucru, invitații mei ori să răspundă, nu eu având mai mult menirea de a pune întrebări. Desigur că va fi extrem de dificil să răspundem la această întrebare, cine este România? Întrebare pusă așa în mintea mea de către un tip, să zicem, o persoană din afară, din străinătate, eventual un american, care de-abia doar a auzit de România și te întreabă la un moment dat, domne, dar cine este România? Pentru a ne situa cumva într-o atmosferă pe care eu mi-aș dori-o, pe o anumită linie, să zicem, teoretică, am să fac o scurtă așa incursiune în istorie. E clar că pe meleagurile noastre cristalizarea statului național român s-a făcut în jurul ideii de independență și nu în jurul ideii de libertate, așa cum s-a întâmplat de pildă la americani. Statul național român, înconjurat de imperii agresive, a fost încă de la început perceput în mentalul colectiv ca fiind pândit de iminente și mari primejdii. În consecință se impunea o grijă deosebită pentru apărarea cetății asediate, un alt mit, pentru conservarea idolilor și a modului de viață, pentru, eu știu, ipostazierea unui trecut cât mai glorios. Am să citez acum din Eugen Negrici, care a scris o carte excepțională, Iluziile literaturii române, un trecut ce nu ar putea fi decât demn și glorios, pentru ca cei de din lăuntru să se simtă întăriți, iar dușmanul descurajat. Printre idoli și cel mai de seamă idol, probabil, Mihai Eminescu. Am să discut foarte puțin despre constituirea acestui mit, mitul Mihai Eminescu, și după aceea, împreună cu invitații mei, avem să dezbatem această chestiune. Constituirea mitului Mihai Eminescu este plasată de către Mihai Zamfir, în perioada cuprinsă între moartea poetului și moartea contemporanilor săi, adică în preajma primului război mondial. Încet, încet, Eminescu părăsește cercul inițiaților între ale poeziei pentru a intra în conștiința publică. Când zic conștiința publică, mă gândesc și la oamenii semi-informați. Figura concretă a poetului, dar mai ales a gazetarului, începe să se estompeze și treptat locul acestei figuri concrete este luat de către nimbul tânărului geniu. Un rol important în consolidarea acestui mit l-au avut Titu Maiorescu și Caragiale, mă refer aici la Maiorescu prefața de la 1889 și la Caragiale Nirvana. George Călinescu consolidează și mai mult acest mit și mi-aș permite să citez câteva cuvinte din George Călinescu, cuvinte celebre. Numai o clipă, mă scuzați. Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și pe stelocul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și cât o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale. Eminescu devine acum în concepția lui G. Călinescu, nu critic literar de geniu, devine în concepția lui G. Călinescu nu numai un geniu așa vremelnic coborât pentru o perioadă pasageră pe pământ. Eminescu devine dintr-o dată tot ceea ce au mai avut vreodată românii de oferit lumii și ceea ce mai au încă de oferit lumii. Urmează apoi perioada comunistă. Pe fondul bolșevizării culturii, mă refer la anii 50-1950, psihoza consolidării idolilor ia amploare. Sunt vremuri de primejdie și de obicei așa se întâmplă în vremuri de primejdie. Numai că se mai întâmplă un lucru. Este înghețat, s-ar putea spune, cursul receptării firește a poeziei eminesciene. În același timp, mitul Eminescu este reîncărcat de energie pentru foarte mulți ani. Se poate spune că la sfârșitul comunismului, ceaușist,
Canonizarea poetului era desăvârșită, era finalizată. Eminescu nu mai era acum doar un... tot ceea ce a avut românii mai buni de oferit, Eminescu era chiar un sfânt. O să ne referim în continuare la mitul Eminescu și aș pune o întrebare invitaților mei și de-abia acum îmi cer scuze că îi prezint. Este vorba despre domnul Mircea Alexa, muzeograf care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Domnul Mugur Burcescu, profesor, care la fel nu mai are nevoie de nicio prezentare. Întrebarea mea este simplă. Merită demolat mitul Eminescu? Demolat în niciun caz. Repus, regândit, restructurat, fără îndoială. Deci, muzeul pe care încă am onoarea să-l reprezintă, fără a afirma că suntem noi exegeții ai vieții și opere, dar a strâns de-a lungul vremii multe piese importante și în măsura în care am avut acces și timpul ne-a permis, am citit și înainte de 90 și după diverse, inclusiv cele apărute recent. Sigur că în multe domenii sunt multe treburi care trebuie, au fost exagerate, unele minimalizate și trebuie puse în făgașul lor firesc. Nici am spus, numai o clipă, îmi cer scuze că te întrerup. Poate că ar mai fi trebuit să adaug ceva înainte de a pune întrebarea, merită demolat mitul Eminescu. Poate că ar mai fi trebuit spus că atunci când exercițiul critic încetează, se pot întâmpla numai lucruri negative. Se poate pune în pericol chiar spiritualitatea românească. Fără îndoială, orice exagerare sau minimalizare e dăunătoare. Acum, eu aș vrea să spun un lucru. Eminescu nu e numai, este și. Deci s-a vorbit foarte mult și doct și interesant despre poezie, așa. Mai puțin, într-o expoziție care noi am făcut-o prin 2000, am încercat cu ce am putut să ilustrăm chestia asta, mai puțin s-a scris despre atitudinea lui politică. Deci a spus înainte că mitul statului asediat, a cetății asediate, sigur că da, nu e numai la noi. Da, nu. Și în America s-a exploatat chestia asta. Sigur, nu se poate face o paralelă între America. America e altă lume, are cu totul altă istorie. Nu întreb că ar trebui niște zile și abia începe. Dar realmente a fost un stat asediat, un stat pândit și înainte de 59 și în toată perioada până la independență și după Marea Unire, dacă ne-am referit numai la... ceșiunile teritoriale făcute de-a lungul timpului. Nu intrăm că nu avem timp. Ceșiuni pentru care nu sunt de vină numai ăia de afară, sunt de vină și factorii diriguitori interne. Dar nu intrăm în istoria. Eminescu trece prin niște momente istorice foarte importante și ia poziție militantă, deci nu numai de... afirmăm că părerea mea este că... În discutarea acestor epoci. Sigur, la unirea din 59 era foarte tânăr. Dar să nu uităm că el se întâlnește cu Cuza în 1870. Ia poziție fermă împotriva modului în care a fost... este o expresie foarte urâtă acolo, nu o spun aici în gradul elevat, modul în care a fost debarcat, mai că alt mit, că el nu s-a agățat de putere, dar a spus chiar înainte, vreți să abdic, spuneți, abdic, sunt un depozitar al puterii. Nu știu că el n-a făcut și greșeli, asta. La 77 să nu uităm că ia poziție dură împotriva atitudinii Imperiului Țarist, așa cum în 1883 ia poziție dură împotriva
alianțelor cu puterile centrale, de unde a avut multe necazuri, și ca membru în diverse asociații culturale, militează inclusiv în societatea numită Iridenta Română, apoi Carpați, ca să mai moaie așa, în care se preconiza nici mai mult, nici mai puțin decât lupta armată pentru alipirea Transilvaniei, ceea ce a dus multe, multe necazuri. Eu cred, da. În această chestie nu era singur, era și Droc din Giurgiu, era și alții și alții. Deci, iată acea teribilă poezie paracenzurată și înainte, avem aici, nu mai arătăm, Almanacul Ilustrat Literar din 1886, în care, printre altele, se publică poezia Doina. Da, el urma care... să o citească la înăncoarea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași. Îmi cer scuze că te întrerup. Poezia Doina, care scoate de altfel în evidență cumva și autohtonismul lui. Fără îndoială. Naționalismul lui. Dar, atunci naționalismul era ceva firesc. Era chiar ceva pozitiv, dacă ne referim la perioada. Celebrul vers și cum vin, nu pe, cu drum de fier, deci ăia care montau, vers cenzurat în prima ediție Maiorescu, am aici, știi, are apărut în așa, care nu e ce am învățat noi, apropo, cum bine a spus, de anii 50, eram, am prins și eu, am intrat între întâi ani 58, deci, mă rog, n-am niciun mei că sunt mai bătrân, dar am prins așa, că, vezi, Doamne, se opunea progresului, proști. Erau aluzie la facerea Strasberg, da. Care deranja multă lume. Deci, ca unul cei mai mari gazetari, era de formație conservatoare, dar nu era un yes-man conservator. Da, da. A luat poziție dură și împotriva șefilor lui conservator, ceea ce i-a dus... numai o clipă, este clar că atunci când ne referim la Eminescu, Eminescu este scos din spațiul strict al literaturii, fiindcă se știe că spațiul literaturii este unul supus schimbării. Mitul lui Eminescu s-a perpetuat datorită unor condiții istorice, se perpetuează și poate că este chiar bine că se perpetuează, să încercăm deci, ca să fiu mai franc să vă răspund, nu ascult, nu, e greu să te desprinzi după 50 de ani, de, așa. Poate eu sunt puțin mai de modă veche, dar nu de a din 50-60. Deci, sigur că trebuie să ne desprindem de chestia asta. Eminescu este un factotum, totul se raportează la el, după el toți sunt niște epigoni, niște așa, dar sigur că asta trebuie repus în făgașul normal, dar nu putem să, nu sunt de acord cu această demitizare forțată, că e România au talent ca să se treacă din lac în puț. E clar că cei mai mulți, la fel și la Caragiale. Îmi cer scuze, să ne referim la Caragiale cât de curând. În același timp e clar, nu, că cei mai mulți dintre cititori, dintre profesori, dintre oamenii de cultură, acceptă și perpetuează cu bună știință mitul Eminescu. Așa întreb cum... acum pe muguri, mă scuz. O singură frază, să mergeți, da, domnul profesor, cu respect. Deci, pe de altă parte, relațiile lui cu diverse personaje celebre, cu Caragiale, nu sunt ce am învățat noi, sunt mai puțin idilice. Da, mă scuzați. Mugur, merită mitul lui Eminescu să fie demolat? Bine, din punctul meu de vedere, în primul rând că nu poate fi demolat. Ceea ce a fost considerat o demolare a fost doar o punere în discuție care a arătat exact ca în pictura cubistă și celelalte fețe ale obiectului cultural respectiv. Deci dacă îl tratăm ca pe o, cum să spun, ca pe un, bine, obiect, mă rog, în sensul metaforic al cuvântului cultural, atunci într-adevăr este foarte mult loc pentru repuneri în discuție, pentru reinterpretări, pentru dezvăluirea unor, dar mitul în sine nu va putea a fi demolat pentru că este foarte bine fixat în mentalul colectiv.
Iar pe de altă parte, dacă mă întreb dacă este bine sau rău să mai discutăm și altfel despre Eminescu, eu spun da, este bine să mai discutăm și altfel despre Eminescu și vă spune chestia asta un om care este convins că, într-adevăr, opera poetică este genială, nu o spun de complezență, pentru că știi că eu nu prea fac lucruri din astea și dacă am ceva de spus, spun. Dar în același timp, de exemplu, mi se pare că este foarte bine să se discute și altfel și acum câțiva ani, nu știu, poate că sunt mai mulți, vreo 7-8 ani. Numărul din dilema. Atitudinea lui Cărtărescu, care a generat atâtea polemici, după părerea mea, a fost o atitudine a unui intelectual veritabil, care pune în discuție. Cei care au reacționat, spiritul critic, dezvăluirea unor alte fațete și cei care au reacționat vehement, au reacționat la modul visceral. Deci discursul celor care îl înfierau pur și simplu pe Cărtărescu era un discurs visceral împotriva unui om care a vrut pur și simplu să ofere o imagine mai complexă. Eu cred că punerea în discuție nu este un dezavantaj. Punerea în discuție al oricărui fenomen cultural este de fapt un mare avantaj pentru că permite să îl privim în aspectele lui complexe. Așa dacă îl privim în clișee că vedeți care e pericolul mitizării. Deci mitul omoară substanța. Poate să-mi spună mie cine ce mi-o spune, orice formă de mit omoară substanța și asta nu e vorba despre mitul culturii Eminescu. Este, înțeleg? Aici s-ar arivi deja niște discuții știu. Cu rolul mitului și așa mai departe. Da. Totuși, o să-mi permite să citesc din nou din o carte excepțională a lui Eugen Negrici. A fost și declarată cartea anului atunci când a apărut, se numește Iluziile literaturii române. Citez. În istoria lui, acest biet popor nu a avut parte de prea multe personaje care să nu-i fi înșelat speranțele, în care să creadă cu adevărat și care mai ales să-l reprezinte integral până și năzuințele inavoabile. Eminescu este și rămâne un mit pentru că întruchipează ceea ce nu avem în structura noastră psihică și temperamentală și ceea ce ne-am fi dorit, probabil, să avem. Statornicie în credință și sentimente, tenacitatea zidirii până la capăt, trăire în numele unui ideal, departe de interesul meschin și imediat. Și în acest sens, Eugen Negriș, care este un tip extrem de dur, un tip extrem de critic, consideră că ar fi normal totuși să se perpetueze acest mitul lui Eminescu. Să nu uităm, este nevoia de mituri totuși. Este o nevoie extraordinară de mituri. Lumea. Eu nu le-aș numi mituri, eu le-aș numi modele aici, ca să nu facem confuzii. Că spuneai de America. E o diferență enormă între mit și model. Nevoia de modele este firească și modelul Eminescu este un model care merită perpetuat. Nevoia de mit cultural, aș zice că nu e atât de necesară dacă nu cumva acest mit împiedică accesul la esență. Pentru că eu vorbesc aici nu de mitul Eminescu în sine, ci de receptarea lui ca mit. Receptarea lui ca mit în mentalul colectiv poate duce la o îndepărtare de esența lui. Adică, domne, eu îl percep ca simplu mit, încep să cu niște clișee din astea și nu mai simt nevoia să mă apropii de operă, să intru în substanță, în interior, în acel cogito de care spune. Apropo de ceea ce zici tu acum, oare nu ar fi potrivită, eu zic extrem de potrivită, o reîntoarcere la aspectele strict literare. Ba da, păi asta, pentru asta am pledat eu totdeauna. Și la o refacere a contactului firesc cu această operă. Ce cred că am citit doar eu până acum și dintr-un anume motiv, pentru că am primit cartea cadou chiar de cel care a scris-o, este vorba despre o carte bună, foarte bună, a unui fost coleg de grupă, Iulian Costache, conferențiar actual la Facultatea de Litere, și care chiar despre asta discută, despre posteritatea lui Eminescu. Și pune exact asta în evidență, că mitul Eminescu riscă la un moment dat să sufoce personalitatea culturală substanțială, adică mai mult privirea pe deasupra și înglobarea într-o viziune mitică, de fapt o ia înaintea operei și la ora actuală mai mult, nu numai chestia asta, dar și biografia ajunge să o ia înaintea unei opere, ceea ce nu e deloc în regulă. Dar mari progrese așa în studierea operei eminescene, eu zic că nu prea s-au făcut, sau cel puțin ultima vreme s-au mai făcut, au fost G. Călinescu, Negoițescu, Ioana M. Petrescu, a mai fost Monica Spiridon, apropo de textele politice, care a făcut un lucru absolut excepțional. Să nu uităm că textele politice, nu faimosul volum din presă, care tot apărea, toată polemica cu antisemitismul lui, care nu e chiar cum se spune, era ceva, dar nu e, și acolo s-a exagerat pe invers, că era
Da, da. Așa? Da. Deci, ce spunea domnul profesor, cum spun ardelenii, că eu am student clujean de origine, de educație ardelenească, dar e perfect corect, dar să nu uităm că Eminescu mai mult decât a scriitorii. Păi tu, mă, este singur, mai, este mai mult cel mai decât mitizat. Mai mult decât a scriitorii, mai implantat, în, exact. Mai implantat în politic, în social, în poziție militantă politică, da, știu, nu știu. Numai declarativă. Da, auziți, fără da. Întoială că și alții au făcut-o, neîntoioși, și Goga și alții și... Avem voie să facem un exercițiu de imaginație în momentul ăsta și să ne imaginăm cam în ce partid politic ar fi integrabil Eminescu astăzi? În niciunul. Să nu vorbim despre dar să nu uităm că el era de esență conservatoare. Uite, vreau numai să arăt, aici avem almanacul România Jună, care a fost o mișcare, știm? Da, cu, da. Putna și așa mai departe, unde era un spirit rector, în care se publică nu întâia oară, că apare într-un ziar de provincie în condiții nu tocmai lămurite, dar se publică întâia oară la nivel european Luceafărul. Acum, cu Luceafărul, sunt și aici multe păreri. Luceafărul a jucat un rol extraordinar de important în mitizarea lui. Da, da, nu, cum discuțiile care au fost, nu intrăm acum, cel puțin eu acum nu vreau să o fac, cum l-a scos din atelierele manuscrise și l-a terminat. Da, da. Dialogul cu Titu Maiorescu, cu mitizarea că el s-a opus, nu s-a opus. I-a spus adevărul pe românește. Pentru cine vrei să mori? Întoarce-te de dreapta. Bun, da. Aș vrea să fac o scurtă referire la data de 15 ianuarie. După cum se știe, an de an, la 15 ianuarie este sărbătorit poetul Eminescu, marele poet Eminescu. E mare poet. Da, mare poet, fără discuție. Deci nu punem asta sub semnul întrebării și chiar o să ne referim puțin și la acest aspect. O să-mi permiteți iarăși să citesc din Eugen Negrici. An de an, în preajma zilei de 15 ianuarie, ne-a fost și ne este dat să suportăm spectacolul grotesc al sărbătoririi în stil ceaușist a poetului național, la care se înghesuie să contribuie televiziunea, radioul, academia, parlamentarii, ziarele, grupul compact al idolatilor basarabeni, patrioții loco, semidoxii de toate culorile politice, grăbiți să confiște idei, neajutorații din grupa mare a săracilor cu duhul, atrași ca întotdeauna de subiectele grase și care așează instinctiv neroziile și imbecilitatea sub o flamură nobilă, ticălăși, dar și scrântiți într-un Eminescu, adică cei care au făcut împărșirea vigilentă a mitului de orice minimă propoziție critică și de firească a lui umbrire în timp, un fel de ocupație eroică aptă să izbăvească de porcările din trecutul apropiat ori de prostia din răscare. Și într-adevăr, an de an, lumea parcă o ia razna pe 15 ianuarie, da. Din nou un delir, delir la genul da, uluitor. Da, chiar la jumii psihologic, delir de grandoare. Da, un delir de grandoare extraordinar. Și, apropo, și după aceea urmează un an de tăcere. Nimeni nu mai citește o poezie din Eminescu timp de un an. Nimeni. Exagerez. Nu, dar dintre cei care participă la asemenea festivități, aici. Cred că nici 2% nu mai deschid cartea după ce se termină festivitatea. Da, perfect adevărat, dar să nu uităm că mă refer la ce aș citi, sigur, părerea omului... O respectăm chiar dacă nu suntem în totalitate de acord, dar sigur că e ceva adevărat, foarte mulți, am fost și eu acuzat la vremea mea, nu neg, pe drept, altă discuție. Sigur că ar trebui să ne dezbărăm de acest festivism așa, dar din ce am auzit acolo, nu neg, n-am citit încă cartea, o voi citi... Nu putem combate totuși o exagerare cu altă exagerare. Adică nici... Uneori o exagerare se poate combate și cu altă exagerare. Da, să vedeți. Eu chiar când ai citit pasajul ăsta... Să nu cădem în extrema cealaltă. Da, dar eu când a citit Gigi pasajul ăsta, am avut senzația că l-am scris eu. Sincer. Și să vă spun și de ce. Da. M-am săturat de indivizi care... Ei, de fapt, sunt total pe din afara fenomenului Eminescu din punct de vedere literar și care își spun părerea în orice ocazie
cu orice, bine, cu niciun risc, era să zic cu orice risc, că ei de fapt știu că nu riscă nimic, m-am săturat de atitudinile astea fetișiste, stați puțin, dar nu, ei, deci ce nu pricepe lumea, și tocmai din cauza acestei perpetuări a unui mit, cu care sunt de acord că e bine să ne mândrim și așa mai departe, dar ce nu pricepe lumea este că totuși literatura este și ea o profesie și este vorba despre o specializare. Să lăsăm specialiștii să vorbească și pe aia care sunt de meserie parlamentari, ingineri, constructori, coafeze, să îi lăsăm să tacă sau nu, să învățăm să tacă, pentru că mai mult decât prostie ei nu pot să spună. Și atunci cred că la asta se referă Negrici. Dom'le, lăsați oamenii care să pricep să vorbească și voi, la rândul vostru, receptați ceea ce voresc oamenii care să pricep. Nu vă simțiți dator să vă spuneți părerea cum spune, pentru că asta, apropo de român, să știi, totdeauna am observat, românul niciodată nu recunoaște că nu știe. Românul are o părere despre orice. Asta este o formă de... Românul, dacă te duci acum pe stradă un român cu patru clase, îți spune și ce e cu NASA, îți spune și câte comete sunt, s-au prăbușit pe pământ, îți spune și de ce Cioran a fost nefericit, că am avut chestia asta în mod concret. Îmi vine o baba frosa de la Cucuieții Dândean și îmi spune mie că Cioran de-aia a scris așa cum a scris, pentru că n-a avut și el familie și că a avut și el copii și că era un om frustrat și nefericit și vezi, Doamne, da-i el pesimist. Așa și la Eminescu. Deci m-am săturat de inepții, după cum m-am săturat de pildă de o chestie pe care mi-a povestit-o regretat-o profesor Petre Nicolau. S-a dus la o inspecție și s-a întâmplat să fie pe 15 ianuarie. Ce a vrut, cu ce a vrut să-l dea gata cu coana respectivă? De altfel, profesoara de școală general a scos copiii din clasă și avea statuia lui Eminescu în curte, că așa. Ei, și-a dus copilașii ăia de clasa a 5-a, au făcut pelerinaj în jurul statuiei și sărutau statuia. Da, bine, asta... Păi eu i-am spus lui Nicolau atunci că eram și prieten și i-am spus... Nu mai intram la nicio oră la ei, spuneam, mi-a părut bine, o picam, îi dădeam 4 la grad, sărâna mi-a părut bine de cunoștință, să nu mai aflu că mai încercați vreodată să vi-l dați. Da, și revenim mai puțin. Nici intelectuale, sigur, să se bage fiecare în ce se pricepe. Da. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dar să nu uităm că la urma urmei misiunea intelectuală să învețe pe oameni. A, da, nu să-i spună, bă, tu nu te pricepi, out. Nu, dar da, pe de altă parte nici să accepte orice prostie de sigur, de partea sigur, oricui. Adică, da, apropo de... Trebuie să-l învețe nu dându-l afară, ci lămurindu-l. Dar știți care e pericolul? Oamenii nu pricep că nu se pricep. E greu să se priceapă, dar dacă ne uităm pe televizor la multe emisiuni, o să vedem, din păcate, că tot știu, turismul n-a murit a, după 90. Păi despre asta... Contra s-a amplificat. Încerc, vă întrerup, spuneam mai adinaur că literatura este un teritoriu prin excelență supus schimbării. Da. În același timp, Eminescu, să nu uităm, a fost un romantic întârziat. Deci un romantic defazat. E, acum o întrebare mai mult pentru specialiști. Cum se explică totuși puterea misterioasă, aproape de reverberație, în timp a versurilor eminesciene? Ca o putere de reverberație și acum extraordinară, uluitoare. Păi, din punctul meu de vedere, el a fost un romantic defazat prin raportare la marii romantici ai culturii europene. Într-adevăr, Eminescu a început să scrie când deja marea cultură europeană depășise estetica romantismului. Da. Chiar dacă, de exemplu, Victor Hugo, putem spune că a fost contemporan cu Eminescu. Dar Victor Hugo a început să scrie poeziile prin anii 1830, deci nu este o mare defazare, dar, într-adevăr, există. Pe de altă parte, însă, pentru cultura română... El nu a avut precursor romantic. Aia nu spun. A existat, pentru da, cultura română, el a fost nu un romantic întârziat, ci a fost un avangardist. Deci el a pus în paranteză tot ce a fost înainte. Și atunci, normal că, fiind distanța atât de mare între ce a fost până la Eminescu și ce a fost după Eminescu, e clar că el s-a perpetuat și a reverberat peste epoci, pentru că nu poate să se epuizeze din moment ce este... E distanța aia dintre, să zicem că apare dintr-o dată un geniu care anulează tot elementul, tot cunoașterea care a fost înainte. Păi chestia asta va reverbera și peste 200 de ani, pentru că, ce spune, va fi momentul culminant al unei culturi. În moment culminant, totuși este un scriitor din secolul XIX. Da. Bine, să nu credeți că, de exemplu, acum... Și să ne provoace atâtea emoții acum la...
De ce nu? Atunci când citim... Nu, tocmai de aia e mare. Asta este problema. Cum se explică? Cum spunea foarte bine este domnul profesor, sigur, pe de-o parte este un deschizător de drumuri, dar nu-și neagă înaintașii. El nu știe, chiar e prea elegant din punctul meu de vedere. Chiar e foarte elegant. De fapt, aș putea spune că și inventează. Sigur, nu inventează ca numele, nu. Le sulemenește, exact. Dar îi recunoaște că, de totuși recunoaște că nu că n-a fost nimic înaintea lui, doi, își depășește epoca. Deci eu spun, acum sigur, poate merg puțin pro domo. Deci fapte se judecă în orice domeniu, în orice discuție, conform epocii în care ele s-au petrecut. Eu deci nu ne comodă cu să stăm pe la ora actuală. Mă refer da, e vorba de receptarea actuală. Eminescu la ora actuală. Ceea ce spune Eminescu și nu cred că receptarea asta absolut spectaculoasă, luitoare a operei eminescene, deci, nu? Poate nu acum sunt puțin egoist și pro-domo, poate greșesc, mă rog, nu impun părerea mea nimănui, dar consider că ar înțelege pe Eminescu cât putem, na? Cât putem, cu mințile noastre... Ce suntem noi? Moșdosii, așa. Nu se poate fără a cunoaște, măcar în linii mari, epoca istorică în care el a trăit. O epocă foarte zbuciumată. Și, spunea colegul, mă rog, colegul, autorul, Eugen pardon. Eugen Negriș, nu, coleg, pardon, autorul, da? Că bucovinenii care, dar să nu uităm nicio clipă, lupta lui aproape disperată înțeles, pentru asta, cauza Bucovinei. Îmi cer scuze, dar nu asta discutam acum. Da. Acum, nu, repet, da, ne refeream la faptul că e vorba despre o receptare a operei eminescene, deci e vorba despre receptarea estetică. Deci, pe de-o parte, cum bine a zis domnul profesor, este un meteor, un deschizător de drumuri, și pe de altă parte își depășește epoca. Asta e părerea mea. Depășește cu 50, cu 100, dar n-am spus mai că după el nu, da, mai vine nimica, că... dacă asta nu-mi pune în gură, da? Își depășește epoca. Da, dar să știi că nu e chiar așa. Eu cred că nu contează ceea ce spune Eminescu, fiindcă ceea ce spune Eminescu prin versurile lui este tipic romantic. Da. Cred că nu contează nici faptul. Dar o spune chiar el, eu rămân ce-am fost romantic. Opinia, nu numai în opinia mea, de pildă, mai sunt și, mă rog, multe persoane. Ceea ce contează cel mai mult s-ar părea că este muzicalitatea absolut misterioasă. Da, are... Vraja are. Pe care ți-o provoacă muzicalitatea, da, versurilor eminescene, bine, sunetul, teoriile sună, poetice moderne... Filozofia poeziei lui. Teoriile poetice moderne... Nu mă refer la poezie, fiindcă poezia se pare că nu mai este fii atent, da. La, deci vorbesc acum despre niște teorii poetice foarte moderne. De exemplu, Hugo Friedrich. Hugo Friedrich susține că... De fapt, și asta o spunea înainte simboliștii pe care el îi adoră și că de fapt înaintea oricărei poezii există o muzică pe care tu de fapt în momentul în care înscrii nu faci decât să ți-o traduci în cuvânt. Deci în mintea ta vibrează un fel de muzică și atunci poetul mare este acela care reușește să prindă melodia respectivă în ghilimele și să o transcrie perfect în versuri. Cred că în asta ar putea fi o definiție a genialității. Uite, și apropo de chestiunea asta, poate așa se și explică faptul că străinii totuși îl receptează altfel pe Eminescu în traducere, nu în limba engleză, franceză. Deci sună impecabil. Probabil și din cauza faptului, da, nu, că se pierde această vrajă, această muzică. Depinde cine traduce. Nu oricine traduce, deci nu trebuie să fii, sigur, mă scol cu respect în fața științei respectivului, limba engleză, limba franceză sau în ce limba, dar nu oricine traduce, deci nu e suficient să știi limba aia. Da. Trebuie să mai... Păi, ceva, în primul rând, când traduci, trebuie să respecti ritmul, trebuie să respecti muzicalitatea, trebuie să... Deci nu că doar știi da. Și atunci... Deci, Eugen Negrici, mă scuze, și eu Eugen, Eugen Negrici este de părere că, de fapt, devină pentru modul în care noi receptăm poezia nesciană, nu suntem vrăjiți, de un secol și ceva suntem sub vraja poeziei nesciene, ar fi expresivitatea, zice Eugen Negrici. Da, limbaj. Puterea mistică a simțirii, zice Negrici, adevărul sentimentelor, trăirea arzătoare a ideilor, trăirea arzătoare a ideilor pe care o întâlnim de altfel și la Nichita Sănescu. Poate și ce spune Călinescu, că mai mult ca la alții, opera lui e legată de viața care a trăit-o și
Nu, unii au o operă mare și biografia noastră. Da, nu, da, alții da. La el e invers. Da, și eu m-am ridicat împotriva și bine s-a spus de ăștia că, domne, că nu terminase și facultatea. De ce e important? Mitul ăsta, da, exact, mitul da. Ăsta aiurea că numai aia cu patalama... că nu știa istorie, din contra, era o autoritate, deschizătorul colecției Gormuzachi, volumul întâi e opera lui, că erau vecin cu speculațiile filozofice cele mai înalte, deci era oarecum un spirit rector. Da, da. În da. Epocă, da. Consider că după ce am discutat despre Eminescu, ar fi binevenit și un moment poetic. În studio alături de noi se află Alexandra Lupan, elevă în clasa a noua la Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, care ne va recita din Mihai Eminescu. Bună seara! În primul rând vreau să îi răspund la întrebarea domnului profesor, ce este România mea? România mea este o stea și de aceea voi recita La Steaua de Mihai Eminescu, în care începe așa. La steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă că mii de ani a trebuit luminii să ajungă. Poate de mult s-a stins pe drum în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit de încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și noi. Tot astăzi când al nostru dor s-a stins în noaptea lungă, lumina sfântului amor ne urmărește încă. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Da, bravo! Mulțumim, Alexandra! Felicitări! Numai cu Eminescu, probabil că românii ar fi obosit. Da! Bine, Eminescu, și nici nu e normal poetul să... adevărurilor eterne. Da. Eminescu n-a, de ce să nu spunem, un tip lipsit de umor. Dar românii l-au și pe Caragiale, nu pentru a-i destinde. Da! Da! Noi vorbim de el la aniversări, el vorbește de noi în fiecare zi. Da. Dacă Eminescu, de pildă, l-am putea așa concepe cumva ca fiind patriarhal, legat de țară, de țăran, Caragiale se pare că a fost în excelență un tip citadin. Urban, da. E clar că da. Eminescu chiar o spune că... cea mai pură categorie sunt țăranii. Apropo de chestia asta, uite, vezi, asta e o provocare. Primul, și n-avem cum să, să nu ne referim la autoritatea lui extraordinară, primul care a pus sub un anume semn al întrebării mentalitatea eminesciană, și mă refer aici la mentalitatea largă, inclusiv cea a omului politic, a fost Eugen Lovinescu, care să ne amintim că în istoria culturii și civilizației române îl plasează la forțele reacționare, apropo de... O să discutăm despre Eugen Lovinescu, unul dintre cei mai importanți critici, nu? Un critic absolut excepțional, un sceptic, mă rog, trebuia să se rupă oarecum despre... de critica dinainte. E clar că, câteva cuvinte despre Caragiale. Caragiale a fost un balcanic, nu? Chiar el are mai mult sânge grecesc decât sânge românesc. Da, a fost mai român decât mulți. Da. Când zic balcanic, mă gândesc la balcanism în accepțiunea de relativism. Și știi foarte bine că avea o antipatie pentru greci absolut inexplicabilă. Ca și Eminescu. Și, mă rog, cei mai mari inchizitori au fost evrei. Când mă refer la balcanism, mă gândesc la umor, da. La relativism, da. La o detașare în a privi lucrurile. Da. Deși această detașare mi se pare mai curând filosofică, asta este de discutat, la o anumită neorânduială, un anumit haos și așa mai departe. Întrebarea pe care vă pun, oare Caragiale își bătea joc de român prin ceea ce a scris? Absolut nu, părerea mea. Dar vreau să arăt întreagăt aici calendarul Gimpel din 1875. El deputează aici în 73, noi nu avem acel număr din păcate, avem 74-75, dar unde vedem că e și totuși unul din precursorii literaturii SF. Deci, Călătorie fantastică plasează acțiunea anul de grație 3875
și biciuiește toată societatea. L-a spus că este, cred că este și unul dintre precursorii literaturii absurdului. Urma să spun bravo, da, da, sigur. Da, păi de asta a spus, în primul rând, în primul rând, cel care și l-a revendicat drept precursor a fost Eugen Ionescu. Eugen Ionescu a spus că el nu a avut modele, da, dar da, a avut doi precursori, Caragele și Urmuz. Da, deci e clar că absurdul discursului lui Farfuridi nu diferă cu nimic de absurdul familiei Bobby Watson din Cântăreața Cheală sau familiei Smith. Sau... Deci este același tip de incoerență care duce la absurd și care într-adevăr e o formă prin care el satirizează prostia, imbecilitatea, scleroza, senilitatea și tot ceea ce, toate tarele. Atunci aproape că ai și răspuns la întrebare. Oare Caragiale își bătea joc de români? Dom'le, dar de ce să nu acceptăm că își bătea joc de români care merită. Pentru că eu nu știu de ce să eu când au chestia asta cu ideea de români, care român, domne? Noi suntem 20 de milioane și nu suntem doi la fel. Care român? Când spui români în general, orice generalizare este nulă de drept. Își bătea joc exact de românii de care merită, da, să-ți bați joc. Și societatea și noastră îți oferă zilnic zeci, sute, mii de români de care merită să-i bați joc și să-i scui prin ochi. Da, dar trebuie să mai știi și cum. Deci nu că îți bătea joc de român ca nație. Se pare că ironia lui Caragiale așa este lipsită de răutate totuși. Mă, eu n-aș zice. No. Mie mi se pare chiar extrem de... La un moment dat, într-o chestie mai puțin cunoscută, de nu de noi, ce dai să exclud, în situațiunea, știi ce ar trebui la noi, zice, n-aie? Ce? O tiranie ca Rusia. Da, asta e ideea, da, de fapt parodiază clișeele politice ale vremii. Apropo de tirania, aici are, are dreptate. Da, el nu, sigur, eu am convingerea că nu o înțelegea ca o mutare a tiraniei ruse la noi. Nu, de fapt, el îl ironiza poi personajul care spune chestia asta. Adică o categorie foarte mare, din păcate, pentru că există nostalgia tiraniei. Foarte. Nu, deci, există și va exista există în continuare. Nostalgia, o să ne referim numai puțin, Bugur, o să ne referim, da, la aceste chestiuni, la nostalgia tiraniei. Eu cred că nu-și bătea joc. Dacă mie mi-a... Sigur... Mi-a plăcut Caragiale, nu sunt... Am citit și citesc și acum, dar fără să... Cum sună referirile la... Da, numai puțin, cum sună referirile lui la Giurgiu? Ale lui Caragiale? Bine, el... Da, ale lui Macedonski din rondelul oracelui. Ia o expresie, o plasează într-o noapte furtunoasă, că nu intra el, că te meteam pe chiriac și îi dădea mâna, dar auzea câinii în Giurgiu. Câinii în Giurgiu. Da... El nu inventează chestia, o preia. Să te întreba de 30 de ani de la Paris până la Constanța, văd de unde vine chestia asta. Zic, mă, nu știu, sunt mai multe, nu există o chestie documentară. Sunt mai multe supoziții. Nu sunt mai mulți câini în Giurgiu decât în altă parte. Mă, da, nu... dar plecând de la această realitate, nu că toți te întrebau despre câinii din Giurgiu, am spus... Nu, mă întrebau de unde acum... vine expresia. Da, nu, dar toți știu de câinii din Giurgiu. Nu e rușinos să spui că nu știi, ci să spui că știi și nu știi. Există, nu, o legendă, chiar nu știți? Există mai multe. Da, există. Întrăm în legende. Da. Bine, care are un mare sâmbure de adevăr, zic eu. E vorba despre acele năvăliri turcești care provocau niște retrageri foarte rapide și câinii aia rămâneau câinii fără stăpân și pur și simplu într-un oraș din ăsta pustit, așa, lătratul ăla lor suna sinistru și de-aia se trau câinii în Giurgiu. Veneau, omorau stăpânii. Așa. Exact, și da, rămâneau câinii fără stăpân. Rămâneau și... săracele animale fără, da, stăpân. Dar acum la ce ați întrebat? Eu nu cred că își bate joc și iată un punct pe ei, fericit public, că își bătea de joc de cei care își merită, dar mie mi-a zis un cetățean la Cluj, acolo ne deșteptam noi, așa, mă refer la generația mea, așa, zic, mă, zice către mine, zic, citiți cu atenție Caragiale, zice, ce voi faceți două greșeli. Una care, mă rog, e puțin scuzabilă, că, na, profesorul îmi predă, după aia ascultă, nu, și zice, bă, nu știu ce. Bun, asta ați fost învățați voi în școală, nu sunt, n-ați făcut filologie, nu știu ce, după anii 80, nu știu ce. A doua, zice, nu mai aveți scuze, zice, faceți greșeală să citiți dintr-o bucată așa, luați și citiți cu atenție pe segmente și o să vedeți câte adevăruri se spun acolo. Deci el nu scrie comedie, el scrie tragedie. Dar o scrie atât de genial încât noi o vedem. Luați,
ce spun aceștia? Noi am fost învățați că ei sunt niște semidocți, niște... Dar da, știți că, apropo, eu așa și predau o scrisoare pierdută care spun de fapt că el doar limbajul și l-a ales comic și că de fapt el ne prezintă acolo o tragedie de proporții. În ce constă tragedia? Niciun personaj din scrisoare pierdută nu-și dă seama cât e de prost. Păi să nu existe nicio ființă lucidă într-o întreagă operă. Da, da. Asta este o tragedie pentru că e de fapt o imagine a societății. Cât adevărul spun acei proști prin pana lui Caragiale. Da. Deci, hai să luăm un singur exemplu. Încerc scuze că te întrerup, Mircea. Eu aș zice să avansăm puțin cu discuțiile, fiindcă mai avem de discutat câteva chestiuni. E clar că în România cel mai de seamă român, în orice sondaj, este Eminescu. Este în capăt. Afară, cel mai celebru român... Ștefan este... Jumare. Nu. Mircea afară, nu. Nu mă refer la partea istorică, nu, am vrut să spun. Afară, cel mai celebru român, cel mai cunoscut român între ghilimele, este Dracula. Dintre cei mai mulți care știu foarte puține despre România, spun așa ei. România este țara lui Dracula și a lui Ceaușescu. Dracula deja a intrat în tezaurul universal. Universal, da. Problema, întrebarea. Au românii vreo vină pentru această etichetare? România, țara lui Dracula? Absolut, și a lui Ceaușescu. Nu. Deci trebuie... Pentru lui Ceaușescu că, au o vină. Pentru Ceaușescu au o vină, sigur că, dar... mie mi-a spus odată, mă rog, părinții ți-e dă Dumnezeu, nu ți-ai ales tu... N-am făcut nicio cerere să fiu băiat de demnitar, dar nu sunt mai frumos, nici mai deștept decât alții, dar mă rog, asta am avut posibilitatea, fără să am orice merită, să scut cu mulți oameni care aveau putere atunci și sigur, pentru alegerea lui Ceaușescu și nu știu ce, au mulți vină. Să discutăm mai mult despre dar Dracula. Dar acum Dracula, poate. Nu, că am închis. Da, da. Deci, Vlad Țepeș nu este personajul Dracula. Asta este... O să mă ridic cât mai trăiesc împotriva... Sigur că dă frumos, turism, nu știu ce... dar ar trebui să facem un efort să exploatăm turistic chestia asta. E foarte frumos, dar să plece totuși de aici turiștii ăia cu... partea de adevăr istorică. Dar atunci ar trebui să informăm pe turiști că sunt în eroare când vin în România cu miile pe drumurile pe unde a circulat Dracula? Din punct de vedere turistic, care de fapt merg trebui. Pe urmele lui Vlad Țepeș. Nu era cu nimic mai crud decât alții din epoca sa. A folosit cruzimea pentru a băga groaza în dușmanii săi. Dacă însă Mahomed al doilea care, păi dacă ăla nu era crud, eu sunt ce vreți dumneavoastră. Ăla ordonase genociduri. Deviza lui era nu ui și nu iartă. Dracula era un mic copil. Dacă atunci ca și acum aveau voie ăia așa, adevărul este mult mai prozaic. Mitul Dracula... A fost demonizat încă în epocă, cu concursul mai marilor vremii, inclusiv Matei Corvin, care avea fost un mare rege, nu negăm, din motive mai puțin militare și economice. Deci, după ce a încercat să discute cu ei, în perioada de anarhie feudală între Mircea cel Bătrân și Țepeș, ăștia erau stat în stat, făceau o evaziune fiscală la Granda. Eu aș spune, Mircea m-a spus, să elucidăm... Și i-a dus la ordine prin mijloacele care... Mircea, ar trebui să elucidăm totuși, că s-a insinuat cumva, nu, că Dracula ar fi urmașul lui, cumva, o legătură de rudenie între Dracula și Vlad Țepeș. E clar că Dracula nu este de sorginte românească. Sigur că da. Românii n-au absolut nicio responsabilitate pentru Dracula. Da, dar sunt două paliere. În 1897, un britanic a publicat o carte, Dracula. Până la ăla. Numai o clipă. Sunt demotizările de epocă. Numai o clipă. Nu ne referim, repet, la Vlad Țepeș. Nu ne referim la Vlad Dracul. Ne referim strict la Dracula. Dracula nu este de sorginte românească. Românii n-au absolut nicio vină pentru Dracula. Nu. Dracula este o ficțiune, o creație a unui scriitor britanic, într-o carte care a apărut la 1897, a ajuns o carte celebră, citită, făcut film după ea, de filme de atunci, încă din anii 20-30 sau nu știu. Într-adevăr s-a insinuat o înrâdire între Dracula și Vlad Țepeș.
dar autorul respectiv fiind autor de ficțiune și a găsit cumva un model în Vlad Țepeș, numit și Vlad Dracu, nu? De la... Nu, nu, Vlad Dracu. Tatălui, pardon, tatălui. Și de familia nu venea, că era drac, și de la Ordinul Dragonului. Care a primit Ordinul Dragonului. Care este Sigismund de Luxemburg. Iar dragon la noi, drac, depinde, vine de la Draco din limba latină, care se traduce printre altele cu șarpe, dragon și așa mai departe. Deci, repet, perfect de acord cu ce spuneți, dar să nu uităm demonizările din timpul vieții lui și imediat după moartea lui. Dar scriitorul britanic nu a făcut decât să exagereze totuși cruzimea lui Vlad Țepeș, cruzime pusă în evidență mai ales de către germani, nu? Și care aveau motive să invoce cruzimea lui, lui Vlad Țepeș. Iar Matei Corvin îl trece pe dreapta, să mă exprim mai puțin academic, că a aruncat, când l-au întrebat ăia din apus, pe ce ai făcut, bă, cu banii pentru cruciada anti-otomană? Ce treabă avea el să cucerească Viena? Și atunci a dat vina pe ăsta. Uite, ăsta-i de vină. Deși când ăla se bătea cu turcii, așa, ăștia se uitau, da, mă rog. Fiindcă tot l-am amintit pe Vlad Țepeș, se pare că este domnitorul, eu știu, principele român, cel mai mediatizat și cel mai portretizat în evul mediu, mă refer în exterior, nu mă refer... Da, dar să nu uităm române. Că a beneficiat și de portretiști de epocă. Da, da, de da. De celebru tablou care îl vedem acolo. Tablou de la Innsbruck, nu da, la Innsbruck. Da, da, da. A fost și adus în România în sfârșit după... să se vadă, da. Pe, Mugur, să atenționăm pe turiști că... No. Dracula nu este pe aici? Deci eu am asistat, eram tânăr muzeograf în anii 80, așa, și m-a trimis directorul să duc acolo niște materiale, mă rog, altă discuție. Dom'le, și-am văzut pe ștupor, așa, coborau din autocare turiști străini, mă rog, câți erau atunci? Și intrau în castelul ăla, care nu are nimic comun cu... O fi trecut pe acolo, nu zic... jurisdicția asupra castelului se pierde în timpul după Mircea sau Mihail, istoric vorbind. Și, domne, unde e locul ăla unde bea sânge, unde... Stai, bă, nici așa, măi, moșeră. Hey, dar avem grijă să le... La Poenari, la Târgoviște, la... Avem grijă să le punem la dispoziție și tot felul să de obiecte. Exploatăm un mit. Da, da, da. Să exploatăm un mit. Acolo. Uite, domne, aici... proști, sigur că da, deci exploatarea turistică care trebuie să beneficiem de ea este una, dar hai să-i băgăm la sfârșit într-o sală, să-i lămurim care-i treaba, da? E clar că românii motivează cruzimile lui Țepeș de cele mai multe ori făcând apel la rațiuni de stat, nu? Dar nu trebuie să le motiveze, a fost un tip crud. Îmi cer scuze că dar nu te dragul de a bea sânge. Le motivează făcând apel la rațiuni de stat în sensul da, că... Da, da. În sensul, îmi cer scuze că te întrerup, da. În sensul că numai în acest fel se puteau asigura ordinea și dreptate. Sigur, aici intrăm în mitul... Numai, numai, o să ajungem imediat, da, iarăși, ne apropiem iarăși de... Și Eminescu spune, cum nu vii tu Țepeș, Doamne? Și cum nu vii tu Țepeș, Doamne? Ceea da. Ce scoate... E clar că românii în vremuri de-astea de restricție... Și acum îl invocă, și acum îl invocă. În vremuri așa îl invocă pe Vlad Țepeș, nu? Da. Este nevoia de justiție, domnule. Uite, deci este foarte clar. Uite, deci românul are un spirit justițiar, dar i-aș spune, din păcate, un spirit justițiar latent. Românul are sentimentul nedreptății, dar n-ar lupta niciodată împotriva ei. Așteaptă să vină altul să lupte și el să stea și să aplaude. Una, o altă explicație. Am mai și luptat uneori când... A luptat prin excepții. Nu exagerez deloc. Tu mai ții minte chestia aia fantastică în 90 în Giurgiu cu statuia lui Vlad Țepeș? Că s-au suit unii pe statuie și au pus portretul lui Ceaușescu în sceptrul lui Vlad Țepeș. Da, uite, o chestie excelentă. Nu, nu știam, nu. E, da. Dacă nu vedeam cu ochii mei, spuneam că e banc. Da. Din păcate, până să puc acasă, cum erau aparatele de atunci, așa, îl luase vântul, nu știu, dispăruse. Dar chestie, suleton bă de mameră, am văzut cu ochii mei, nu-i banc. Da.
De fapt, românii... Deci este invocat de câte ori se îngroașă gluma. De fapt, românii, e clar că ei cred mai mult în oameni. În oameni de nevoia de om autoritar. Da, adică, în oameni providențial. Asta voiam să spun. Decât în instituții, poate decât părea... în proiecte colective, decât în sisteme abstracte și așa mai asta departe. Voiam să, în să continuare, spun că... și la ruși se mai întâmplă acest lucru. Da, tătucul, da, adică la popoarele, și la noi, îmi permis să spun răsăriteni. La ruși... Dacă n-a fost democrație reală la ruși sau e, la problema chinezii, e totuși că această... Acum trebuie țar. Da, nu, și această nostalgie după Țepeș denotă, eu știu, și uite un apetit mai redus pentru mai democrație. Da, mă rog, ți-am recitit, că bănuiesc exact, că știa ar trebui invocă... discutat. Aici trebuie o tiranie și... Cum mișcă trage-l, cum mișcă trage-l, de aici până da, la da, Părăște. Îmi dați voie să spun că astea sunt, de fapt, reflexele unei forme de primitivism. E o formă de primitivism cultural și mental, această nostalgie a dictaturii. Adică nu suntem în stare noi și atunci să vină cineva din afară să ne pună ordine. Și când spun din afară, adică o persoană, nu contează că e român sau... Nu, să vină cineva să ne pună pe noi în ordine, pentru că noi între noi în sine suntem incapabili să o facem. Și atunci apare nostalgia asta unui lider, el lider maxim, așa, un fel de Che Guevara, care să ne bage și pumnul în gură, să facă și ordine, să tremure toți în fața lui... Pentru că numai așa muncește românul. E, nu este mie, mi se să pare... Să nu uităm, domnul profesor, că Țepeș este invocat ca omul care face ordine în interior, fără sprijin da. Străin. Da. Deci de-ai noștri. Da, da bine, da, da. Oricum, nu... Acum, sigur că eu nu pot fi de acord. Sigur că au fost și chestii de-astea. E un melanj, ar trebui, știu eu, câte săptămâni și poate nu numai noi... Dar sigur că au fost și perioade de astea, dar nu pot fi de acord cu afirmațiile unora cei de aici să exclud că noi suntem un popor vegetal. Hai să ne amintim și de momentele eroice, care nu au fost puține. Poporul ăsta a pus și mâna și pe parc când a fost nevoie. Totuși, scrie, nu, eu cred că a pus mai mâna. Puțin, mă, scuz, se dau puțină dreptate și... lui Cioran, nu, care scria lui Vulcănescu, zice, domnule, zice, dacă aș avea talentul tău, îi spunea Cioran, a scris o carte despre Miorița, nu? Care îi caracterizează da. Pe români în concepția lui Cioran și a scris o carte despre Miorița în care se demonstrez că Miorița e bolnavă de gălbeză. Da, 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 da. Deci se pare că... Da, da, da. Da. Sigur că au alternat aceste perioade. Nu, este. Da. Nu e... Eu aș spune că, într-adevăr, poporul român a pus mâna pe poartă de mult mai puține ori decât ar fi fost cazul. Deci are o putere de... Astrale. Are o... Are o putere de suportabilitate greu de înțeles și reactivitate foarte redusă și rarisimă. Adică, hai să fim serioși, iarăși, și în perioada comunistă, în timp ce în alte țări, cum ar fi Polonia, Cehia, Ungaria, au fost manifestări de anvergură, manifestări colective. Păi da, noi am supraviețuit prin excepții, coadă, da. Da, prin aia care au stat în munți, săracii, care erau câțiva, să fim serioși, sau am supraviețuit prin câte un dizident din ăsta, care și ăla a fost dizident cu jumătate de măsură. Că dar implică eroică. Foarte, păi este foarte, dar implică foarte puțin români. Adică, vedeți, gradul nostru de suportabilitate a fost mai mare decât la oricăruia dintre statele noastre și paradoxal, asta și explică de ce am fost cea mai sângereasă revoluție anticomunistă. Tocmai pentru că ați ajunsese mult prea departe, tocmai pentru că alții n-ar fi suportat chestia asta, indiferent în ce context. Da, eu zic că... Nu uităm că a fost socialist și în alte țări, dar da, în alte forme. Dar a fost cu față umană. Da. La noi a fost un socialist draconic. Și la aia mai... Au pus și aia mâna pe mitralieră... Inclusiv în Polonia. Da? Dar chestia cu rezistența a munții și aici trebuie puțin demitizată. Deci, sigur, mă spăl cu respect, a fost o luptă, dar hai să fim serioși, dacă nimeni nu-și putea închipui cu o mână de oameni cu muniția pe sponși puteau dobărâ regimul. Nu, bineînțeles, e vorba de... Nu-i apreciem pe oamenii respectivi. Da, exact, asta am și spus. Da, 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 da. Hai să punem în context, e adevărat tot ce a spus. Pe ce se bazau ei ultimii divini americani? Exact. Da, da. Dar ei știau bine că nu vin. De, nu. Da, nu, dar nu, era... Știau foarte bine că dar nu era vin. O formă... A trebuit să fie un 56 ca să te trezească în sfârșit că nu vin. Și în 56 le spunea, luptați că venim, luptați că venim. Dar ei știau bine că nu vin.
Bun, haideți că deja ne-am îndepărtat puțin de subiect. Aș reveni puțin la Vlad Țepeș și eu consider că un moment glorios de luptă, de curaj, de vitejie în istoria poporului român, îl reprezintă atacul nocturn al lui Vlad Țepeș. Neîndoiosc, că le repetă Ștefan la Baia, deci erau veri, a avut un profesor bun. Ei, apropo de, și la final, fiindcă emisiunea noastră se apropie de final. Se pare că înaintea lui și Mircea l-a folosit, dar nu e foarte documentat. Această discuție despre răspunsurile pe care ar trebui să le dăm sau să fie date la întrebarea cine este România, această discuție va continua cine și săptămâna... Cine este? Cine este? Cine este România? Această discuție vom continua și săptămâna viitoare, vinerea viitoare, de la 19.30 pe TV Giurgiu. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc invitaților mei și Alexandrei Lupan pentru modul în care a recitat Eminescu și pentru vocea ei caldă și pentru tinerețea ei. Nu rămâne decât să vă mulțumesc dumneavoastră pentru răbdarea pe care ați avut-o rămânând în fața televizoarelor. Bună seara, pe vinerea viitoare la 19.30. Bună seara, mulțumim de invitație și de înțelegere.